Botoșani. Datează din 14 august. Se va în curând două luni. Atunci Botoșanul bătea în gruia pe CFR. Centrala lui Patache, blocată de Romario Pireș. Asta este filozofia pe care o implementează Eugen Neagoi. A văzut reacția lui Pireș. O reacție de parcă ar fi reușit să facă în atac o fază deosebită. Se bate repede, Patache trimite spre Roman, care înscrie 1-0 pentru Botoșani. Mihai Roman. Al doilea gol al sezonului pentru Roman și este un gol care ar putea să-l mențină în funcție pe Teja. Pe de altă parte, dacă Botoșanul câștigă astăzi, atenție, face 15 puncte și este la egalitate, fiu cu avraj mai slab pentru că a luat 7 etapa trecută la Sfântul Gheorghe, la egalitate cu Craiova și cu UTA pe locurile 8-10. Deci nici măcar nu este departe, este doar la 3 puncte, ar fi la 3 puncte de ultimul loc de play-off. Ce execuție bună și ce centrare de calitate din partea lui Patache. S-a sprijinit un pic acolo pe ispas, dar cred că golul va fi valabil. Da, nu au fost probleme la VAR. 1-0 pentru Botoșani. E, acum Universitatea Cluj trebuie să schimbe un pic registrul. Mie mi s-a părut că în partida de astăzi